Noroc moldovenilor, Poli Iași speră să scape de retrogradare după ce a învins Gloria Bistrița cu 1-0. Așa arată o echipă care vrea să se salveze și a lăudat Sabău adversarii. Așa trebuie să arate o echipă care acasă, care vrea să salveze. Cu doar 22 de puncte, bistrițenii sunt în pericol să retrogradeze după 19 sezoane în prima ligă. De pe locul 12, Sabău își îndeamnă elevii să se lupte ca ieșenii lui Bergodi, care pe o ploaie torențială au obținut a doua victorie consecutivă de pe teren propriu cu italianul pe bancă. În minutul 2, Ionuț Bâlba a marcat golul care a dus Iașul pe locul 14 în clasament. Sincer vă spun că vreau mai mult.